Maria Ciobanu își încheie cariera artistică cu un spectacol excepțional care va fi susținut la Târgu Jiu. Evenimentul se va desfășura pe 1 august pe scena Teatrului de Vară din Târgu Jiu. Intrarea la eveniment se va face pe bază de bilet. Maria Ciobanu a decis ca reprezentația sa de retragere de pe scenă să se desfășoare în orașul lui Brâncuș. Spectacolul Lie, Lie, Ciocârlie, Rămâna voastră mărie va fi găstuit de Teatrul de Vară al Școlii Populare de Artă din municipiul Târgu Jiu. Aici la Teatrul de Vară, după cum bine știți, sunt 1400 și un pic de locuri pe scaun, deci loc este. Va fi un spectacol important, am văzut că este un afiș cu artiști de nume și de renume și să nu uităm că Ciocârlia cântecului popular românesc, Maria Ciobanu, își încheie activitatea și atunci cred că este un eveniment interesant pentru noi gorjeni. Alături de Maria Ciobanu vor urca pe scenă Ionuț și Doinița, fiul și nora artistei, Steliana Sima, Mariana Ionescu-Căpitănescu, Gelu Voicu, Ciro de Luca, Romică Țociu și Cornel Palade. Persoanele care doresc să participe la spectacol pot cumpăra bilete de la Casa de Cultură a sindicatelor din municipiul Târgu Jiu. Valoarea unui bilet este de 70 de lei. Spectacolul va avea loc pe 1 august, începând cu orele 20.